Situația epidemiologică în județul Mehedin se schimbă de la o oră la alta. Numărul cazurilor de COVID-19 crește. În ultimele 24 de ore, 17 mehedințeni au fost confirmați pozitiv de ieri până astăzi, iar două persoane au pierdut lupta cu SARS-CoV-2. Totodată, în acest moment, sunt internate 87 de persoane, din care 11 se află la secția de terapie intensivă. Situația se înrăutățește în Mehedinți. 18 mehedințeni au fost confirmați pozitiv cu COVID-19, iar două persoane au decedat. Este vorba de doi bărbați de 85, respectiv 52 de ani. Situația epidemiologică din județul Mehedinți de astăzi, 15 octombrie, este următoarea. 672 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 87 persoane se află internate, din care 11 persoane sunt internate la secția ATI. 125 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. De la începutul epidemiei, în județul Mehedinți au fost confirmați COVID-19 1655 persoane. În ultimele 24 de ore fiind confirmate 17 cazuri de îmbolnăvire. 84 persoane au decedat până în prezent. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate două decese. Primul deces la o persoană de sex masculin, vârstă 85 de ani. Persoana a fost confirmată COVID-19 în data de 29 septembrie, decesul fiind înregistrat în data de 14 octombrie. Cel de-al doilea deces a fost înregistrat la o persoană tot de sex masculin, vârstă 52 de ani. Persoana a fost confirmată și internată în data de 9 octombrie, iar decesul a fost declarat în data de 14 octombrie. Ambele persoane decedate sufereau de mai multe comorbidități. Numărul celor infectați pozitiv în această săptămână arată o creștere semnificativă în județul Mehedinți. Datele menționate sunt într-o continuă dinamică și se pot schimba de la o oră la alta.